Ne aflăm pe strada Transilvaniei din Microiul numărul 6, acolo unde administrația locală târgovișteană a finalizat încă un loc de joacă. Este vorba de un loc de joacă de peste 700 de metri pătrați, un loc de joacă, după cum vedeți, cu suprafața antitraumă, cu echipamente de fitness, cu echipamente de joacă. M-am bucurat să văd că la orele prânzului acest loc de joacă este luat cu asalt de către copii și cred că este încă o investiție a administrației locale târgoviștene care este foarte, foarte bine țintită. În momentul de față se mai lucrează la locul de joacă de pe Crăiță, la locul de joacă de pe Radu de la Fumaz, la locul de joacă de pe George Cael și la locul de joacă de pe Benone Georgescu. În 30 de zile se finalizează și investițiile de acolo, astfel încât toate cele 13 locuri de joacă pe care ni le-am propus în acest an să fie gata. Este cel mai mare proiect de amenajare a locurilor de joacă implementat vreodată în municipiul Târgoviște. Acest tip de lucrări va continua și anul viitor. Mai avem zone în care trebuie să intrăm. Trebuie să intrăm, spre exemplu, microiul numărul 4, strada Radu Popescu, și asigurăm pe locuitorii de acolo că ne vom îndrepta atenția și către ei. De asemenea, multe alte zone din municipiul Târgoviște, astfel încât la anul, practic, să finalizăm această activitate de modernizare și de reabilitare locurilor de joacă din municipiul Târgoviște.